Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o veste pentru voi. Ne reîntâlnim pe plaja dintre Venus și Saturn, pe plaja Europa FM, pentru Europa FM Live pe plajă, toată luna august. Ce tare! Practic. Deci cum se întâmplă? Live pe plajă din nou? Da, live pe plajă din nou. Așa? Nu putem să facem concertul la mare, pentru că trebuie să respectăm condițiile impuse de autorități și așa mai departe. Dar începând din 7 august, în fiecare sâmbătă și duminică, avem câte un concert cu câte un artist pe plaja unde v-ați obișnuit să veniți în fiecare an pentru Europa FM Live pe plajă. Deci Live pe plajă începând din 7 august în fiecare weekend în același loc, plaja dintre Venus și Saturn. Durează 2 ore, ca să știți. Ora 20 este ora de începere a spectacolelor. Uh-huh. Totul e organizat, se intre, pentru că va trebui să facem un spațiu amenajat corect, cum spuneam, conform noilor reguli. Uh-huh. Se intră ordonat. Să știți că a fost foarte greu să facem lucrurile astea, să ne organizăm. Ne-am dorit foarte mult să ne întâlnim cu voi pe plajă la concerte, pentru că aceste concerte live pe plajă au fost întotdeauna absolut excepționale în privința interacțiunii cu voi, ascultătorii, care veneați pe plajă și ne era dor de momentele astea. Am reușit, ne-au ajutat și am vrea să le mulțumim celor din primăria Mangalia. Fără ajutorul lor n-am fi putut face anul ăsta aceste concerte, și amicilor noștri de la Suzuki. Eu sunt fan Suzuki, mi se pare o mașină foarte mișto. M-am urcat cu ea pe niște munțișori și sunt niște 4x4 mici și foarte agile și dinamice. Deci mulțumim Suzuki, primăria Mangalia, și vă așteptăm pe plajă între Venus și Saturn, începând cu 7 august, în fiecare weekend la concertele Europa FM Live pe plajă. Zi-mă, mai mergi cu mașina acum sau alegi trenul? Da, pe acolo e greu să ajungi cu trenul. În partea aia de litoral, că trebuie să iei de la Constanța o teleguță de aia care face 3 ore. Nu face 3 ore. 2. Nu, de la... face doar. Nu, face 50 de minute. 50. Nu, făcea odată. A mers la cu 30 de ani. Da, așa e, cu 30 de ani făcea 50 de minute. Acolo pierzi masiv. Deci de la, da, te durează în primul rând să prinzi, zi, conexiunea de la 20 Constanța de minute. Spre... Se schimbă locomotiva, pentru că nu era electrificată linia și nici nu cred că va fi vreodată mileniul ăsta în România. Și acolo încep problemele. Adică cu mai noroc. Da, mă, dar cumva ajungem acolo. Dar dacă ai ajuns... cu mașina. Mergi la spectacol, live pe plajă, din 7 august. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.